Aici avem niște ghebe de miere, primele pe acest an, și arată ceva de genul acesta. Deci neapărat pe pălărie trebuie să aibă niște puncte, niște ca și șmirghelul pe pălărie, iar cresta și cresta dintr-un mănunchi nu au inel. Sub pălărie sunt albe, picioarele sunt destul de grosuțe pentru dimensiunea lor. Din ce am citit, se folosește doar pălăria. Se poate folosi. Foarte delicioase, foarte gustoase. Exemplarele tinere nu prezintă un inel, însă exemplarele mai bătrâne prezintă un inel după ce se desface complet pălăria, iar lamelele sunt albe. Ceva din genul acesta. Stai să fac un focus mai bun pe lamele. Nu știu ceva de genul acesta trebuie să arată. Un inel foarte mic. După ce se deschide pălăria, cum vedeți, în mijloc, ceea ce pare că mică, nu are încă inel. Iar deasupra pălăriei, pe ceva de genul acesta. Aici avem ghebe și aici nu avem ghebe. De ce? Sunt diferite pentru că, vedeți, la ghebe piciorile sunt mult mai gros, lamelele sunt oarecum albe, iar aici, nu știu ce fel de ciupercă e, dar lamelele sunt maronii spre negru, deci clar nu sunt ghebe, deși cresc unele lângă altele. Da, deci cam ceva de genul ăsta, ghebele, și aici e altfel de ciupercă și nici nu avem pe pălărie acele punctulețe specifice. Da, aici sunt ghebe.